Unitate de texte în 1 Petru, am convenit noi că ar fi de la capitolul 1, versetele de la 1 la 9. Așa am zis că lucrăm, da? Asupra acestei unități am convenit. Haideți să recapitulăm un pic ce am făcut la curs, o oră de teorie. Vă aduceți aminte că catechezele biblice pot fi clasificate după două criterii. Care erau acestea? Temarul început. Temarul început. Care erau criteriile? În funcție de ce le clasificam? Structurare și... Da, da. Asta e în funcție de ce? După scopul. A zis, după cadru. Da? Vă rog să revedeți teoria, pentru că la examen o să aveți și examen din teoria predată la clasă. Da? Și din cartea Portretul Predicatului. Avem clasificarea după cadru în care este ținută și acolo avem liturgice și prebaptismale, deci cateheză liturgică și prebaptismală, și avem clasificarea după conținut, după cum arată conținutul ei. Și aici avem ceea ce spuneam, ce spuneați de fapt, cateheză textuală și tematică. Și cea tematică se împărțea în două subcategorii. Doctrinară și morală. Și am văzut că o cateheză liturgică poate fi atât textuală cât și tematică, pe cât de obicei cateheza prebaptismală este tematică. În sensul că nu se studiază o carte biblică. Bun. Noi am lucrat asupra pe cateheza liturgică textuală. Aici suntem. Cateheza liturgică textuală. Pentru că să facem și tematice. Și am luat epistola 1 Petru și studiem prima unitate de text. Să recapitulăm cei șapte pași ai alcătuirii catehezei individuale. Da? A catehezei singulare. Că am văzut că o cateheză biblică, în ansamblu ei, serială, are trei etape de alcătuire a ei, să spunem așa. Da? Împărțirea textului. Ce mai are? Ia, uitați-vă pe notițe. Nu. Întâi ne uităm la cele trei etape mari. Da? Pentru alcătuirea seriei. Planificarea și calendarul bisericii și desemnarea, da, sau numirea predicatorului. Și acum, o cateheză singulară, adică un text, când îl avem în față, lucrăm pe el, aveam șapte pași după care, la metoda de anul trecut, dar și mai simplificată, după care lucram. Și acum avem analiza textului, structura, de exegetică, scopul catehezei, titlu, structura, și urmă rostirea catehezei. Bun, foarte bine. Așa. Haideți să vedem acum, din 1 Petru 1, de la 1 la 9, ce... hai să vedem ce teme ați găsit, ca pe urmă, în funcție de asta, vorbim și despre ideea exegetică, dacă de cumva temele diferă foarte mult, vedem de unde pleacă aceste diferențe. Ce teme ați găsit? Mântuirea, mi se pare că... Bucuria. Hai să găsim tema textului. Care vi se pare că este tema textului? Că nu e niciuna dintre ele. Care este tema textului? Încercarea. Asta este, da? Încercarea, în general, suferința, durerea creștinului, suferința, încercarea. Bun. Dar asta este tema generală a textului. Acum haideți să găsim ce se spune despre această temă, ca să avem titlul. Vă aduceți aminte, titlul așa îl alcătuiam. Din când aveam ideea exegetică, ne fixam scopul catehezei și atunci, din ideea exegetică, automat aveam tema generală a textului, în cazul nostru încercarea, și ce se spune despre ea. Că de fapt asta este ideea exegetică. Încercarea, suferință. Ce se spune despre ea? Hai să vedem. Andrei, cum ai, ce titlu ai găsit? La titlul am pus, am văzut că e asta, titlul, încercarea. Ideea exegetică, scopul. Cum sună ideea exegetică? Apostolul Petru le scrie celor din Asia că încercările pe care trec acum și cele care vor veni
cel mai important lucru este să-și păstreze mântuirea. Mă gândeam la cele care vor veni și se da. Prigoana cu care începe de la Roma, cu Petru, cu Nero, în anul 64 și tocmai asta vrea să le zic. Bun. Uite, un titlu poate suna în, fel, în felul următor. Da. Încercarea care lucrează la mântuirea noastră. Vezi? Că tu ai acolo ce trebuie, în ideea exegetică. Vezi? Ai încercarea... Dacă este simplu încercarea asta. Da, bun, da. Asta e tema. Dar noi trebuie să găsim titlul. Între temă și titlu, ai exact, e o diferență. Așa cum am făcut și pe Efeseni 4, am dat noi un exemplu. Da. Ca să avem un model, acum. Vezi? Tema este încercarea. Și Andrei a găsit că despre încercare se spune că ea lucrează la mântuirea noastră. Da? Și atunci spunem încercarea care lucrează la mântuirea noastră. Ia să vedem ce ați mai lucrat, Sebi. Tot așa am făcut. I-am pus titlul Suferința credincioșilor în încercări. Ideea exegetică. Apostolul Petru încurajează biserica care trecea prin suferința încercărilor. Scopul, tot așa, încurajarea credincioșilor pentru, adică pentru suferințele din încercări. Bun. Și câteva... Vezi, aici la scop, Sebi. Și toată clasa. Încurajarea credincioșilor pentru perioada suferinței, dar în încercare. Aici trebuie să fim la scop, trebuie să fim cât se poate de specifici. Pentru că asta ne ajută și să dăm un titlu adecvat. Adică, îi încurajăm... Încurajarea asta mai cere ceva, nu se pare. Îi încurajăm să facă ce? Să rabde. Să aștepte. Nu? Deci, ar putea spune atunci încurajarea credincioșilor în vederea răbdării suferinței. Sau așteptării ajutorului Dumnezeu. Sau depinde ce ne spune textul. De asta facem de ideea exegetică și pe urmă stabilim scopul. Pentru că scopul da, depinde de ideea exegetică. Ideea exegetică ne spune ceva despre acea suferință. Și în funcție de ce ne spune ideea exegetică, stabilim scopul. Luci, ia spune-mi, te rog, ce ai lucrat. Eu am dat titlul. Am zis rolul încercărilor de viață credincioșilor. Bun. Da? Deci, în ideea ta exegetică, ia spune-mi cum sună ideea exegetică. Încercările de viață credinciosului sunt îngăduite pentru încercarea credinței. Încercările având un scop bine determinat, chiar ca sfârșit al credinței în mântuirea. Bun. E un pic cam lungă, dar nu nimic. Ce observăm aici, la Luci? Că el a făcut o trecere foarte, foarte bună aici. În ideea, din ideea lui exegetică, reiese că încercările au un rol. El le-a zis cu scop bine definit. Dar încercările au un rol. Sau mai multe. Da? Au anumite roluri. Și acum, pentru că ideea exegetică i-a spus că încercările au anumite roluri, da? Scopul lui acum este să clarifice aceste roluri în mintea credincioșilor. Și titlul, vezi, titlul lecției lui catehetice este roluri ale reiese foarte bine din ideea exegetică. Când ideea exegetică l-a spus, au scopuri bine definite, da? Așa. Roluri ale suferinței credinciosului în încercări. Și acum, probabil, diviziunile, o să vedem mai târziu, diviziunile enumeră acele roluri, nu? Bănuiesc. Daniel. Am pus ideea exegetică. Petru le spune credincioșilor că răsplata pentru necazurile lor o vor primi la revenirea lui Isus, astfel ei trebuie să lupte cu aceeași lumină până atunci. Așa. Ia să răspund. Se facă pe credincioși să aibă privirea țintită spre răsplătirea care îi așteaptă dacă luptă până la capăt. Bun. Titlu. Răsplata care oferă Dumnezeu celui ce luptă până la capăt. Bun. E bine. Îți spuneți la diviziune. Spune-mi că diviziune. Laudă, slavă și cinste în versetul 7, așa spune, și după versetul 9, mântuirea sufletului. Știi de ce te-am pus să le numeri? Pentru că acest tipul pe care tu l-ai stabilit să acoperă, să zic așa, mai degrabă ultima parte a textului, nu e greșit. Deși e recomandabil la o lecție catehetică să acoperim cât mai mult din text, că de-aia e lecție catehetică, nu e predică. Problema este în felul următor. Cum o văd eu exegetic. Din punctul de vedere al lui Petru, mântuirea și împărtășirea credinciosului de slava dumnezeiască sunt un și același lucru. Acolo când ai spus asta deja ca o mențiune formală, să zicem, referitoare la formularea diviziunii tale, ai zis slava
ai enumerat câteva. Laudă, slavă, cinste. Da, laudă, slavă, cinste. În general, feriți-vă să aveți mai multe concepte fundamentale într-o singură diviziune. Încearcă să le cuprinzi pe toate astea într-o singură expresie. De aia îmi spune împărtășirea credinciosului de slava dumnezeiască. Da, aici am copiat direct din versete. Da, păi nu trebuie să copiezi, asta e ideea. În predică nu trebuie să reproduci, în diviziune nu trebuie să reproduci neapărat expresia Scriitorului Biblic, ci uneori trebuie să sintetizezi. Uneori trebuie să sintetizezi, alteori trebuie să interpretezi, alteori trebuie să explici și în felul ăsta ai diviziunea. În cazul tău, puteai sintetiza cele trei concepte, astfel încât să avem în diviziune, vă aduceți aminte, aveam un singur concept sau o expresie fundamentală pe care, pe urmă, o explici, da? Sau îi pui o întrebare analitică și ai subdiviziune. Dar trebuie să fie una. Dacă sunt mai multe, atunci nu mai poți lucra. Îți vine greu la dezvoltare. Aici trebuie, da? Trebuie să fii atent, Andrei. Daniel, să te întreb noi ce diferență este, nu exegetic vorbind, ce diferență este între împărtășirea credinciosului de slavă cu Dumnezeu și mântuire. Și apoi, dacă de cumva la împărtășirea credinciosului de slavă lui Dumnezeu te referi totuși la răsplată, îți aduce aminte că atunci când am vorbit despre diviziunile principale la predică, sau despre diviziuni, în general, spuneam că ele trebuie ordonate cum? Progresiv. Foarte bine. Progresiv. În cazul în care la tine, să zic, împărtășirea credinciosului de slava dumnezeiască este răsplata, tu nu le-ai ordonat progresiv. Că ai luat întâi răsplata și pe urmă mântuirea. Logic e întâi să ai mântuirea și pe urmă răsplata. Bun? Ia să vedem. Madeline, cum sună la tine? Nu sunt bine. Eu cred că am greșit. Adică? Cum ai făcut să sună? Am făcut o asigurare creștinilor că răsplătirea lor există și le va... Și răsplătirea lor există și le va primi în final. Da. Nu e chiar greșit, numai că trebuie să o... Adică este fidelă textului, mai trebuie să o formulez ca pe un Mădării. Nu spune așa, asigurarea credincioșilor. Sfântul Apostol Petru sau Petru, cum vrei să spui, spui așa, îi asigură, da, folosește un predicat acolo. Îi asigură pe credincioși și creștini că răsplată să mai există un... Că răsplătirile lor există și... Bun. Numai că aici, trebuie neapărat, aici, într-adevăr, ai ratat tema textului. Răsplătirile lor, răsplătirile pot fi și pentru ceea ce facem, da? Pentru Dumnezeu ca lucrare cu darurile, cu slujbele noastre. Numai că aici avem ideea de încercare, de suferință. Trebuia să spui cumva, da? Răsplătirea răbdării în încercare este reală. Și atunci ce din regal? În sfârșitul vieții credincioșilor avem și răsplătirea. Da. Asta este ideea homiletică. Deci ai făcut tu este ideea homiletică pentru predică. Pentru o lecție catehetică era mult mai simplu. Îmi dai un titlu. Da, asta este ideea homiletică. Abia aici ai un enunț. Vezi? Ai un predicat, o propoziție. Ceea ce trebuie să faci tu la lecția catehetică nu este ce faci la predică, ideea homiletică. Trebuie să-i dai un titlu. Ia mai spune dată ideea homiletică. Sfârșitul vieții credinciosului atunci răsplătirea. Bun. Puteai să titlul poate să sune în felul următor. Răsplătiri la care credinciosul se poate aștepta la sfârșitul vieții. Răsplătiri pe care credinciosul le poate aștepta la sfârșitul vieții. Mai cred, la fel ca și la Daniel, asta înseamnă că te referi numai la ultima parte a textului. Acum, asta nu mă îngrijorează, mai că va trebui să deprindeți privirea de ansamblu asupra textului pentru lecțiile catehetice. De ce mă îngrijorează? Pentru că voi sunteți învățați de la predică să vă concentrați atenția asupra unei idei homiletice, idei homiletice ce nu acoperă întotdeauna tot textul. Da? Sunteți învățați de la predică să vă concentrați, să vă focalizați, să spun așa. Asta nu este greșit. La predică e foarte bine, pentru că vă aduceți aminte, predica trebuie să-i motiveze pe oameni să iau o decizie. Ea nu-și propune să acopere tot textul. La lecția catehetică va trebui să
abordați tot textul, să găsiți tema textului și ce se spune despre ea în acel text. Și ideea de răsplătire face parte, poate fi o diviziune, da? Din în tratarea acestui text. Deci va trebui să învățați la lecția catehetică, nu atât de mult să vă concentrați, să vă focalizați, cât să surprindeți textul, da? Și să-l tratați în întregimea, în întregimea lui. Asta va trebui să fie, asta va trebui să fie una dintre prinderile pe care le căpătăm la catehetică. La homiletică văd că ați căpătat deprinderea necesară, aceea focalizării, a concentrării, a gândirii cu scop. Pentru că la predică este foarte important lucrul ăsta. Ia să vedem. Adi, cum sună la tine? Spune-mi idei exegetice. Am greșit. Eu n-am fost dat de când am fost dat la mine, dar am fost și am luat altă temă. Am luat tema cam mântuirea și am greșit. Da. La mine, titlul sunt un fel al Dumnezeu prin intermediul credinței și am pus ca diviziune nașterea din nou, protecția și bucurie și salvarea eternă. Da, vezi? Și la protecție și bucurie am spus că în procesul de sfințire și independent de circunstanțe, dar poate astea prin intermediul credinței, știți? Da, da. Da. Aici trebuie să fii atent, adică când lucrez, lucrează cu comentarii, lucrează pe text, da, am fost în bibliotecă, am consultat la mine, eu cu patru comentarii. Ca să nu ratezi tema. Puneți întotdeauna întrebare despre ce este vorba în textul ăsta. Normal, ideea exegetică trebuie să-ți răspundă la această întrebare. Eu așa m-am făcut timp și în urma comentariilor care am verificat, e vorba despre mântuire. De adevăr că unele subliniau și încercarea credinței, dar mântuirea mi se părut cel mai... Da. Și e bine ca acele comentarii pe care le folosești, să fie, cel puțin unul dintre ele, să fie exegetic. Da? Pentru că dacă, sunt mai teologic, dacă e un comentariu homiletic, atunci sigur că homileticianul poate vedea aici, într-adevăr, și mântuirea, și el alege să vorbească din textul ăsta, poate nici n-acoperă tot textul, vorbește despre mântuire. Dar dacă e un comentariu exegetic, exegetul, care este un specialist, nu? În lucru cu textul, atunci el vede textul în ansamblul lui și nu există, nu se lasă pradă, de obicei, exegetul acestui pericol de a se de a trata o temă marginală a textului sau o temă secundară. Ci se ocupa întotdeauna va identifica, să spun așa, tema majoră a textului, tema principală a textului, pe care o văd eu aici ca fiind încercarea și poate fi pusă în legătură cu mântuirea. Nu mai știu la cine am văzut, la Andrei. Am văzut cum a făcut el. A pus în legătură încercarea cu mântuirea. Încercarea lucrează la mântuire. Deci, eu testarea credinței am pus-o ca o subdiviziune aici. Da. Asta e. Deci, trebuie lucrat exegetic. Și comentariul pe care unul dintre ele, măcar un comentariu pe care folosești, trebuie să fie un pic mai exegetic. Ai folosit comentarii în limba română sau în limba engleză? În limba română. Dar și limba română. Dar în limba română ce avem concret? Că... Asta e în limba română. Eu nu mă aduc aminte de comentariul la preoții peregrini sau ceva de genul ăsta. Care e tot așa un comentariu mai devoțional. El merge verset pe verset. Dar e un comentariu un pic mai devoțional. Mai are mențiuni exegetice. Eu am citit integral comentariul ăla, mi-a plăcut. Dar nu este foarte, foarte exegetic. Ar fi bine dacă, hai să zicem că seria NICMP e un pic cam greoaie. Dar te poți uita la un moment dat pe un comentariu, ori pe Word Biblical, chiar și pe NICMP te poți uita. Cel puțin pe astea două exegetice le avem. Dacă mai sunt și altele despre care nu știu eu, Miti te poate ajuta. Că ar fi păcat, cum înțelegi limba engleză, ar fi păcat să nu te uiți pe ceva. Dacă vezi că e mult prea vastă tratarea la textul ăsta, fiind trebuie să știți 10 de pagini, atunci te duci la un pic mai subțint. Asta nu mai știu la 1 pentru ce serii mai avem noi, trebuie să mă uit și eu să văd. Dacă am avea, dar nu cred că avem pe 1 pentru seria NIV, Application Commentary. Avem alte nume, dar nu cred că avem pe un Petru. Și în acea serie de pildă avem o secțiune exegetică, avem pe urmă
Bridging Context, se numește secțiunea aia, un fel de teologie a textului și doar în aplicație. Te poți uita numai pe secțiunea exegetică, dar nu cred că avem la un lucru. Chiar trebuie să mă uit și eu de curiozitate în bibliotecă, să văd ce alte comentarii exegetice pe 1 Petru mai avem. Pe astea două sigur avem. În seria NICNT și Word Biblical. Cred că Word Biblical e scrisă de Peter Davids. Nu, NICNT e scris de Peter Davids. Și la Word Biblical nu mai știu cine e autorul. Bun. Hai să vedem... Eu am scris un titlu, așa, încercări prezente și răsplătire eternă. Bun. Și ideea, adică am încercat-o să o refac din ocultiva exegetică, pentru că spune că creștinilor în încercare, maturitatea creștinilor în încercări se vede prin certitudinea mântuirii. Și după aia vorbesc ceva despre încercare. Bun. Ea este prezentă, limitată, diversă, că spune diverse. Hai să vedem diviziunile, să începem să vedem și niște diviziuni. Ia să vedem. Deci, încercare, maturitatea creștinilor, încercări, se vede prin certitudinea mântuirii. Cum este, sau cum arată această încercare? Nu neapărat. Da, nu neapărat să aduce aminte că am vorbit despre diviziuni. Diviziunile nu trebuie să răspundă neapărat la aceeași întrebare analitică. Pot răspunde, dar nu e neapărat. Adică o diviziune poate să se refere la, hai să zicem, felurile încercărilor, una la scopul încercărilor și una se poate referi, eu știu, la răsplătirile pe care le avem după încercare. Deci nu trebuie să avem neapărat aceeași întrebare analitică. Dar să vedem cum mai e. Să vedem o sută diviziune. Eu am predicat, la textul ăsta și am zis că în versetul 6, pentru unii dintre noi încercările pot să fie prezente. Spune Petru în versetul 6, în neamul bucurat mult, măcar ca acum, da. Deci pentru unii așa, apoi sunt îngăduite, bun. Dacă trebuie, da, vezi? Bun. Sunt îngăduite, sunt limitate, bun. Întristați pentru puțină vreme și apoi trebuie tot în versetul 6, diverse, pe unii de încercări. Și am zis tot. Așa, doar. Și pe urmă te referi și la răsplătiri? Da, după aia vorbim și de răsplătiri... Da, ai două mari. Aici puteai să ai, după cum ți-ai formulat un titlu, care este foarte bun, puteai să ai două mari diviziuni. Unul, simplu, încercările noastre... Ca schiță, ca schiță. Da, ca schiță. Cum ți-ai făcut schița? Păi problema este că nu mai găsesc care a fost prima care a predicat în caz și am încercat să te lasă. Așa. Deci aici, așa cum ți-ai structurat tu, încercările prezente și răsplătirile viitoare, așa ai zis, nu? Da. Așa. Răsplătire eternă. Răsplătire eternă. Puteai să ai două mari diviziuni. Unu. Încercări prezente. Da. Și aici să ai ce spuneai tu, că eu am înțeles că una dintre... Dovedește faptul că sunt prezente, cu versetul al 6. Și eu le-am ieșit că am văzut principiul că sunt prezente și am și Biblia mai completat. Așa, și atunci, după prezent, ce mai ai tu acolo? Sunt... Încăduite, dacă trebuie. Încăduite, da. Ce mai ai? Limitate, pentru puțină vreme. Limitate. Sau temporare, am putea spune, da? Da. Și diverse. Încăduite. Și diverse. Și doi, a doua mare diviziune, răsplătirile viitoare. Sau eterne. Da? Facem așa ca să facem diferența. Răsplătiri, încercări, atunci nu articulăm nici pe asta. Încercări prezente, răsplătiri, eterne. Și aici spui simplu. Ia să ne învață ce spune textul nostru, sau ce spune Dumnezeu prin textul nostru despre răsplătirile. Răsplătiri, eterne. Așa. Și aici, tot așa, un măcar un A și un B, ce se spune despre, da, răzbătire. Prima dată, sunt păstrate pentru noi sau sunt sigure? Folosiți la spuneți această răzbătire, m-am întors la voi. Dar nu contează, poți să întorci. Nici nu, poți să întorci. Ideea e că, da, ți-aduce aminte, la o catecheză, sau la o lecție catechetică, nu trebuie neapărat, cum să zic, să urmăm ca și la predică. Structura. În cazul de față avem o structură, o schiță care face
sau cu ajutorul căreia facem teologia textului. Când faci teologia textului, da, îți iei datele din text și le grupezi în mod logic. Prima dată avem încercări și chiar dacă scriitorul biblic vorbește despre răsplătiri și mai sus, odată cu încercări, ce problemă? Da. Și până avem răsplătiri eterne. Și spunem două, cel puțin, dacă avem două subdivizii. Cel puțin două, dacă nu chiar trei, la lecție catehetică, merg și trei subdiviziuni. Mai ales că aici avem numai două diviziuni. Eu pot merge și trei subdiviziuni. Spui trei lucruri, sau cel puțin două, despre răsplătirile eterne. E o structură foarte binevenită, foarte logică. Așa. Da. Asta e. Și explici toate chestia ce înseamnă. Păstratul nestricăcios din text. Da. Aici așa trebuie să faci o exegeză serioasă, să zici ce înseamnă nestricăcios, la ce se referă, la ce făcea aluzie, la ce s-a gândit destinatare. Așa că nu înțelegea că, doar în la versetul 6 te obișnuiesc pe cer, că până la versetul 6, cum facem să facem din sus acoperimul? Că, de azi, iar, pentru un motiv, zic, nu am cum să fac. Nu vorbești despre tot textul despre cercetat, vorbești prea despre prima dată, în primele două versete, e clar, e formula de salut. Introducerea, n-avem prea bună acolo. Pe urmă, ar zice, și versetul 3 este tot introductiv. Că zice, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl nostru, după ne-a născut din nou, și așa mai departe, la o moștenire nestricăcioasă. Așa. Da? Deci pune, să zicem, bazele. Pune bazele care, pentru, hai să zicem, pentru dezbaterea teologică ce urmează. Numai că ce urmează, să le spună, este cum să zic, o teologie a suferinței. Numai că teologia asta suferinței trebuie să aibă la bază soteriologia, ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și atunci, poți raporta suferința sau încercarea la mântuire. Da? Poți să spui clar, să zicem, suferința face parte din mântuirea noastră, din procesul mântuirii noastre. Și iei versetele 3, 4 și 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, păzit nu poți fi, decât dacă... Asta e problema, trebuie să citim, veți, asta înseamnă exegeză. Ce rost are să le spună Petru, sunteți păziți, dacă n-ar fi în pericol? Și pericolul vine tocmai în faptul că sunt mântuiți și... Da. Da. Sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea care să fie descoperită. Așadar, încercarea face parte din procesul mântuirii noastre. Deci e procesul, zice, gata să fie descoperită în viitor. Este vorba de proces. Pentru, în general, vedem mântuirea ca pe un proces produs de Pavel, care o mai tratează și ca un act divin, da? Instantaneu. Adică avem noi acele dimensiuni ale mântuirii. Mântuirea instantanee și mântuirea progresivă și practică. Bun. Am întrebare că se poate. Versetul ăsta 9, am tot gândit la el, pentru că veți dobândi ca sfârșitul credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Adică veți dobândi nouă deja. Veți dobândi? De aia spune că dacă zice veți dobândi, înseamnă că nu aveți deja mântuirea sufletelor voastre. Din punctul de vedere al lui Petru, vedeți, de aia e foarte important exegeza, vezi, și teologia biblică. Exegeza și teologia biblică ne învață să gândim Biblia nu monolitic. Da? Noi ziceam așa, ce spune Biblia despre mântuire? Dai, mântuirea este instantanee, mântuirea este progresivă și practică, mântuirea se capă prin credință. Asta bun, asta spune credinciosul care face, să zicem așa, o teologie canonică. Știe în general ce spune Biblia despre mântuire. Noi, ca teologi, trebuie, făcând exegeză, să vedem perspectiva fiecărui scriitor biblic cu privire la mântuire. Da? Pentru că scriitorii biblici, deși nu se contrazic, ei gândesc mântuirea diferit. Au avut educații diferite, au avut medii diferite, s-au confruntat cu probleme diferite și au scris unor comunități foarte diferite. Și e normal ca gândirea teologică să fie diferită de la un scriitor biblic la altul. Să fie judecată, gândită diferit. Nu neapărat opus. Nu contradictoriu, nu la asta mă refer. Ci diferit. Și atunci, vedeți, Apostolul Pavel, pentru că s-a confruntat cu un anumit gen de probleme vis-a-vis de destinatarii săi, a avut un anumit subiect de polemică. A luptat cu faptele legii, cu mântuirea prin lege, cu puterea împrejur și multe astea. Acest cadru a determinat
o bună parte din gândirea lui teologică, Apostolul Petru s-a părea că nu-și pune problema în felul ăsta, nu avem polemica iudeo-păgână aici despre mântuire prin fapt, prin lege sau fără lege și așa mai departe. Și în condițiile astea, bun, ca să mai zicem, diferențele dintre, hai să zicem, cadrele care s-au format și Petru și Pavel, Pavel nu a avut mai mult de, de a face cu iudaismul elenistic și așa mai departe. Iată, la Petru nu găsim această diferență, să spunem, între mântuirea, îmi scapă termenul acum, cum îi zicem la mântuirea momentană, îmi scapă termenii. Poftim? Da, și nu. Deja. Da, nu, nu mă refer la tensiunea eschatologică. Da, dar era un termen consacrat pentru mântuirea instantanee. Justificat? Nu, vizionam mântuirea și un adjectiv. Îmi scapă efectiv. Am un lapsus acolo, dacă mi-aduc aminte. O să-l folosesc. La Pavel nu vedem această... De fapt, la Petru mă scuzați. Și diferența asta pe care o facem este o diferență, hai să zicem, științifică pe care noi o facem, ca să gândim mai bine, să ne articulăm mai bine teologia. La Petru aia nu exista. La Petru mântuirea s-ar părea că este un proces. Da. La început, odată cu nașterea din nou despre care vorbește el și aici, a început și mântuirea este ca o, să zic, ca un drum. Pentru el este ca un drum. Contează foarte mult ca, indiferent de obstacolele pe care tu le întâmpini pe acest drum, să nu te oprească din călătoria ta. Și mântuit ești, după felul de exprimare al lui Petru, mântuit ești abia când ți-ai terminat, drumul. Fiți atenți, nu încercați să forțați gândirea unui scriitor biblic în scrierea altui scriitor biblic. În epistola sau în lucrarea altui scriitor biblic. Așa gândește Petru. Astea sunt termenii în care el gândește mântuirea. Asta nu înseamnă că el este mai puțin teologic sau mai puțin corect. Da? Pentru că ceea ce avem noi despre mântuire în Scriptură este, de fapt, un puzzle. Haideți să ne imaginăm așa. Este un puzzle. Fiecare scriitor biblic vine cu perspectiva lui, astfel încât noi să avem acest mare... Acum, ce facem în studiu teologic aprofundat, ce n-am făcut în biserică, ce n-am auzit în biserică și facem în studiu teologic, este să vedem componentele acestui puzzle. Uneori să luăm pe fiecare în parte, să le studiem, să vedem de ce concepe Petru mântuirea. Asta facem la exegeză și la teologie biblică. Da? Pe scriere biblice. Cum gândește el mântuirea, cum gândește ăsta la altul, când ne punem cap la cap ce iese, ca să avem și imaginea de ansamblu mult mai clară. Să vedem ce ne lipsește din acest puzzle sau... Asta e scopul. Deci nu trebuie niciun caz să ne îngrijorăm. Uite, domnule, Petru, spre deosebire de Pavel, nu vorbește nimic despre... Ba vorbește, dar nu numește în felul ăsta. Da. Confuzia mea era tot timpul noi vorbeam de mântuirea prin har, nu face nimic pentru ea, și aici vorbește de mântuirea ca o răsplătire a... Da. A asta. Și cumva, de niciun tip, răsplătirea o să fie altceva diferită. Da. Vezi, aici iarăși avem o problemă de teologie biblică. Serie. Exegetică și biblică. Și anume, cum vă spuneam și la altă, chiar și la cursul de homiletică, fiți foarte atenți că un concept teologic, să zicem, poate avea semnificații diferite de la un scriitor biblic la altul. Așa cum în gândirea noastră un lucru poate însemna, dar în mintea mea poate însemna ceva, în mintea altuia înseamnă altceva, are alte ecouri. Când Apostolul Petru se referă la mântuire ca răsplată, nu trebuie să ne gândim că pentru mântuire trebuie să facem ceva. Asta este perspectiva paulină. Pavel spune, pentru Pavel, răsplata este acel dar, că e tot un dar, pe care îl primește creștinul la sfârșit pentru ceea ce a făcut el. S-ar părea că pentru Pavel răsplata nu este. Pentru Petru, scuzați. Nu este. Nu are aceeași semnificație. Pentru Petru, răsplata este ceea ce primești ca rezultat al faptului că ți-ai trăit mântuirea, ai trăit cu Dumnezeu până la capăt. Și pentru că ai trăit cu Dumnezeu până la capăt, primești ceea ce semnifică, ceea ce reprezintă scopul trăirii tale. De ce ai trăit cu Dumnezeu până la capăt? Ca să fii mântuit. Ei, iată,
mântuire. Asta înseamnă pentru papă. E ca și cum să zicem că unul dintre voi ar veni aici pentru o diplomă. Nu e cazul la noi, dar sunt mulți în școlile laice care nu vor să se specializeze pe ceva. Vor la sfârșit să fie specialiști în fizică. Da? Și vrea să-și facă un doctorat în fizică. După ce și-a terminat licența, masteratul, vrea să fie doctor în fizică. Pentru ce sacrifică el din timpul lui, pentru ce stă în bibliotecă, pentru ce lucrează cu epurbeturi, pentru ce se frige la mâini, pentru ce stă poate în laboratoare neîncălzite și așa mai departe. Ca la sfârșit să aibă diploma de doctor. E la sfârșit, da, dacă parcurge toate etapele, la sfârșit se vede, scrie teza, la sfârșit se vede cu diploma de doctor în mână. Astăzi ar fi perspectiva pe plină. Conform lui Petru, dacă la un moment dat, la un examen sau o lucrare de cercetare pe care trebuie să o faci în cadrul programului de doctorat, tu zici, nu e prea greu, nu mai. Gata. Conform lui Petru, mai ales din a doua epistolă reiese lucrul ăsta, ai uitat că ai fost, zice Tesalonica, au uitat că au fost curățeți de vechile lor păcate, l-au uitat, dacă vă uitați în capitolul 2, el zice, totul se poate pierde. Ai pierdut, nu mai ești mântuit. Asta este perspectiva, asta este perspectiva pe tine privind la răsplată. La Petru, răsplata arată altfel. Da? Mântuirea este tot, avem și la Pavel, mă scuzați, la Pavel. Avem și mântuirea sub formă de proces, da? Îți duci până la capăt, lucrezi mântuirea și așa mai departe. Dar avem foarte mult discutată și lucrarea creștină. Ce faci tu pentru că ești mântuit? Și la capăt, Dumnezeu e ca și cum ai ajunge doctor, să zicem, ajungi doctor în fizică și pentru rezultatele tale foarte bune, să zicem așa, profesor, decanul de la facultate de fizică, care a fost și președintele în comisia ta de doctorat, așa e legea, îți zice, doamne, pentru rezultatele bune pe care le-ai obținut, nu ești tu desăvârșit. Dar pentru rezultatele bune, pentru casa ta, pentru abilitățile pe care le-am văzut în tine, iată, te angajăm, îți propunem să dai, să participi la concursul de titularizare, să rămâi asistent doctor la noi în facultate. Nu numai că ți-ai luat titlul de doctor în fizică, dar ești și angajat. De acum ai salariu lunar de asistent doctor. Petru nu exclude posibilitatea asta, dar nu vorbește despre ea. Vezi? Sunt perspective care nu se contrazic. Dar unul gândește într-un fel, altul gândește în altfel. Și nu neapărat contradictoriu. Ce este însă că, dacă vrem să găsim mântuirea spontană, instantanee la Petru, găsim aici, unde zice despre înnoirea făcută de Duhul Sfânt și ne-a născut din nou. Deci, vezi, nașterea din nou este văzută ca un eveniment trecut. Deja ne-a născut din nou. Acum, noi trebuie să trăim această viață nouă. Pentru Petru, mântuirea este trăirea acestei vieți noi și la sfârșit ți s-a desăvârșit mântuirea. Într-un fel, adică, așa vorbește și Iacob. Da, și Iacob. Este o gândire specific iudaică. Pentru că iudei, pentru iudei, neprihănirea nu înseamnă ceea ce gândim noi din epistolele lui Pavel, care însemna. Adică justificarea credinciosului și imputarea de către Dumnezeu asupra credinciosului a neprihănirii de Hristos. Pentru iudeu, neprihănirea însemna fidelitate față de legământul lui Iacob. Fidelitate care se vedea în închinarea ceremonială, da? Să faci tot ce trebuie făcut la templu, și viețuirea, da? În acord cu legile lui Iacob. Să fii drept, să fii blând, să fii, da? Să ai toate cele calități, să-ți ajuți aproapele, să-ți iubești aproapele și așa mai departe. Asta însemna neprihănirea. De aceea și Petru și Iacov pun un accent deosebit pe procesul acesta al trăirii mântuirii. De aceea Iacob spune, vezi că mântuirea este și prin fapte, nu numai prin credință. Adică, degeaba ai credință, și dragi ce credeți în viare, dacă nu trăiești această fidelitate față de legământul cu Iacob. Asta e fascinant atunci când aprofundezi Scriptura și mai ales la exegeză și la teologie biblică, să vezi de unde provin învățăturile pe care până acum le-ai luat ca fiind elementar. De unde ne provin? Cele mai multe dintre ele, în general, gândirea noastră este tributară, mai ales teologiei lui Pavel. Când găsim ceva diferit de ceea ce găsim la Pavel, zic, stai un pic că Biblia nu spune chiar ce am crezut că spune.
Ba da, spune, numai că eu, noi asta te dințoare, să gândim toată teologia biblică în termeni paulini. Nu toți au fost Pavel. Pavel este cel mai influent dintre ei, de drept. Dar nu toți au fost Pavel. La fel și cu Evanghelie. Și... adică găsim elemente mai iudaice în Evanghelie după Matei, pe care în celelalte Evanghelii nu le găsim. De-aia avem patru. De-aia avem patru Evanghelii. Să ne formăm o imagine de ansamblu. Că atunci, dacă aveam Evanghelia după Matei, cred că ne-am dat de gândiți. Imaginați-vă că am avea și unele dintre bisericile timpurii, de fapt multe dintre ele, cele multe dintre ele, nu aveau toate cărțile pe care noi astăzi le avem. Ați studiat la formarea canonului Noului Testament anul trecut cu fratele Mirel. Adunarea acestor cărți care nu a fost progresivă. Erau biserici din diferite zone ale Imperiului Roman care aveau numai o Evanghelie sau numai două sau numai câteva epistole. Nu știau de existența altor Evanghelii sau altor epistole. Imaginați-vă că am avea numai Evanghelia după Matei. În Evanghelia după Matei, caracterul acestei spiritualități creștine este profund iudaic. Nu-ți dai seama din Evanghelia după Matei că nu mai e necesară tăierea împrejur pentru a fi mântuit. Ci din potrivă, dacă ne uităm la câteva pasaje care vorbesc despre lege acolo, din Evanghelia după Matei, pentru că a fost folosită mai cu seamă în mediul iudaic. Au fost creștini în primele două secole de existența ale bisericii, numiți astăzi în cercetare, ei nu se numeau așa, dar noi, ca cercetători, îi numim creștinii adopționiști evrei. Ăștia credeau, și ei se numeau creștini, ca toți ceilalți creștini. Și nu i-a anatemizat nimeni. Pentru că nu exista o doctrină, o dogmă centralizată, oficială. Ei credeau că Iisus nu este Fiul lui Dumnezeu, așa cum înțelegem noi, adică să fie divin. Iisus a fost un mare proroc adoptat de Dumnezeu ca Fiul al lui Dumnezeu, care, într-adevăr, a înviat și s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu, dar nu este de aceeași fire cu Dumnezeu sau să fie născut din Dumnezeu. Nu. Nașterea lui din Dumnezeu, ziceau ei, este, de fapt, adoptarea lui în momentul botezului de către Dumnezeu. Nu se puteau, nu vorbeau de nașterea din Fecioară. Iisus nu s-a născut din Fecioară. Și se considerau creștini veritabili. Legea, pentru că erau evrei, probabil localizați undeva la vestele Mare Moartă. Legea, spuneam ei, este strict necesară pentru împlinire, pentru împlinirea neprihănirii, pentru a fi mântuit. Iar Pavel este un mare eretic. În primele două secole ale creștinismului, nu vă gândiți că Pavel era titanul, da, marele apostol pe care îl considerăm noi astăzi. Așa cum gândim noi astăzi despre el. De către unele, hai zicem, să nu le zicem secte, de către unele facțiuni creștine, el era considerat un eretic. Pentru că propovedește mântuirea fără faptele legii, fără tăiere împrejur, și erau alte facțiuni creștine care spuneau că legea este inutilă și făceau din Pavel singurul apostol. Cum era Marcion. Poate ați avut contact oarecum cu gândirea lui, poate și la introducere în teologie, poate vă aduceți aminte de ceva de la introducere în Noul Testament de anul trecut. Marcion spunea singura Evanghelie valabilă este Evanghelia după Luca, așa aia tronchiată, așa, fără naștere din Fecioară și altele. Singurul apostol este Pavel. Dumnezeu i-a revelat adevărul Mântuitor doar lui Pavel. Și pentru el, mântuirea trebuia să fie anti-iudaică. Nu pot fi și iudeu și mântuit în același timp. De aceea, repudia Evanghelia după Matei și alte. Și din epistole pauline, scăsese ceea ce considera el că este prea iudaic. Și epistole pauline erau cernute, să spunem așa. Ce era foarte iudaic și favorabil iudeilor, era scos. Deci era foarte ostil iudeilor. Pe urmă existau facțiuni gnostice care considerau, și Marcion spunea lucrul ăsta, că Dumnezeul Vechiului Testament, sunt doi Dumnezei, în primul rând, Dumnezeul Vechiului Testament este un Dumnezeu rău, care a creat lumea, o lume rea, așa cum o vedem noi, cu plânset, cu voce, cu suferință, și Iisus Hristos, unii spuneau, a venit din partea Dumnezeului Bun, alții spuneau, Iisus Hristos este Dumnezeul Cel Bun,
care are drept scop mântuirea noastră de sub puterea și de sub robia la care ne-a supus Dumnezeu cel rău al Vechiului Testament. Dar Dumnezeu lui Iisus Hristos nu este în niciun caz Dumnezeu Vechiului Testament. Și ăștia erau creștini și ei. Dacă ei fi întrebat ce fel de creștin ești, ei nu ziceau creștin marcionit sau ebionit sau gnostic. Creștini. Noi suntem adevărați creștini. Fiecare dintre ei spunea treaba asta. Până mult mai târziu când dogma a început să se articuleze. Deci dacă nouă mi se pare gândirea scriitorilor biblici mai diversă, imaginați-vă câtă diversitate dogmatică, să zic, doctrinară exista în biserica, în biserica primară. Bun. Haideți să mai vedem câteva diviziuni și să încheiem lecția noastră aici, că data viitoare vom continua cu teoria. Să mai vedem niște diviziuni. Ia zi, Petrică. Tu trebuie să-mi zici și ideea exegetică, și titlul, și diviziunile. Ideea exegetică. Petru spune destinatarilor săi că lucrul care contează cel mai mult este ca ei să-și păstreze nădejdea în Dumnezeu, chiar și atunci când trebuie să sufere pentru credința lor. Bun. Titlul e nădejdea credinciosului în încercare. Bun. Și diviziunile, nădejdea moștenire pe care o dă Dumnezeu, nădejdea protecției pe care o dă Dumnezeu și nădejdea mântuirii pe care o dă Dumnezeu. Dar și ordonat un pic altfel. Chiar dacă în text apar în felul ăsta, că... pentru că vezi, tu ai pus mântuirea prima dată, cred că, sau nu, moștenirea, pentru că moștenirea apare. Eu aș pus prima dată mântuirea, nu? Sau poate, aș fi zis mântuirea, pentru că e vorba de nașterea din nou acolo, ne-a născut din nou. Aș fi pus mântuirea, aș fi pus protecția și pe urmă moștenirea. Bun. Haideți să mai vedem niște diviziuni. Andrei, spune-mi și tu cum ți-ai făcut diviziunile, da? A spus întrebarea mea, adică ce va trebui să uităm în încercare și am să privim în trecut, versetul 3 spune ne-a născut din nou după îndurarea sa cea mare, Hristos ne-a născut din nou, da. 2. Să privim în prezent, Hristos ne oferă protecție, versetul 5, să descăzite puterea lui Dumnezeu și să privim în viitor, Hristos a rezolvat problema veșniciei, mă întreb la mântuire. Bun. Bun. Cine mi-a spus că așa, la Adi, am văzut Luci. Care este rolul încercărilor? Prima diviziune, testarea credinței în viața credinciosului. A doua, nu, să ajungem la desăvârșire sau da. Ajungerea la desăvârșire. Bun. Și a treia, înălțarea lui Dumnezeu. Bun. Nu s-au să din ultima parte. Care a fost prima diviziune? Testarea credinței în viața credinciosului. Versetul 7. 7, da. Am mers un pic mai mult pe a doua jumătate, nu chiar pe ultima parte, pe a doua jumătate a textului. 7, 8, 9. Dar cam așa a sunat și titlul lui. De aia s-a dus. Așa a sunat titlul. Pe rolul. Și atunci dacă mergi pe rolul... Bun. La cine am mai văzut noi? Ia zic, Vasilică. Am zis tot. Am fost la cantin, dar am gândit că și cu tine. La tema am pus nădejdea credinciosului în încercare. Bun. Ideea exegetică. Bun, dacă mi-ai spus tema, ideea exegetică înainte de tema. Dacă mi-ai spus tema de acum, ideea exegetică e bună, asta. Dacă mi-ai spus tema, o temă bună, n-ai, ar fi culmea să ratez. Da? Idei exegetică, dar să ai o temă bine formulată. Bine, să vedem diviziunile. Diviziunile? Dar cred că trebuia să vă zic și ideea. Titlul trebuia să vă zic. Păi, dar asta ce a fost? A fost tema textului. Tema textului cum suna? Nădejdea credinciosului în încercare. Poate rămâne ăsta titlul, dar ia zic mai cum la titlul. Credinciosul născut din nou, are nădejde indiferent de situația în care se asta este ideea omule, primului da. Timp. Da? Deci ca și ceilalți băieți care n-au fost data trecută, la lecția catehetică, Vasilică, nu trebuie să avem neapărat idee omule. De la idee exegetică, îți stabilești scopul și formulezi titlul. Titlul poate fi ceea ce e scris cu ca temă acolo. Nădejdea credinciosului, ia spune diviziunile. Să
că a fost născut din nou la un deci de bine, născut din nou la o mântuire, la o mântuire și la bucurie de exemplu. Da. Aveți, tu ai să așa, nădejdea credincioasă în încercare. Dar în diviziunile tale... Avem nădejde în încercare, avem nădejde pentru că avem moștenire, pentru că urmează să avem moștenire, avem nădejde pentru că urmează să primim moștenirea și avem nădejde. Așa, da. Da. Deci nu neapărat să ai idee homiletică la lecția catehetică. Da? La predică, da, dar la lecția catehetică nu. Poți să rămâi cu tema aceea, ce scrii tu ca fiind tema acolo, da? Și tema aceea o dezvolți din text. Și nu trebuie să ai neapărat aceeași întrebare analitică. Dar cum, când, poți să ai mai multe întrebări analitice. Fiecare diviziune poate răspunde la o altă întrebare analitică. Cum, când, în ce fel, de ce? Bun? Serii la tine am văzut diviziunile? Nu. Ia să vedem. Cum suna titlul? Încercarea care lucrează în casa a fost sărează. Suferința credincioșilor în încercare. Bun. Așa am pus. Prima diviziune era Salutul Apostolului răspunde 2. Versetul 3 și 4. Rodarea suferinței credincioșilor în încercare e însoțită de bucuria nașterii din nou. După aceea e însoțită de bucuria protecției lui Dumnezeu și e însoțită de bucuria răspătirii finale. Bun. Le-ai făcut astfel încât să răspundă la aceeași întrebare analitică. Nu e greșit, dar nu e neapărat dacă nu... Dacă nu reușești. Dacă în toate vincuri este însoțită de... Este însoțită de, este însoțită de... Întrebarea analitică, o răspunde unul, este ce însoțește nădejdea noastră, da? Da. Așa. Bun. Pentru data viitoare,